Bună seara, dragi telespectatori, bună seara, oameni buni, suntem la emisiunea Întrebările Zilei, o emisiune dedicată politicii locale. Iată că ne aflăm pe ultima sută, pe ultimele sute de metri, de fapt, până la campania electorală pentru alegerile parlamentare. Încet, încet, mai e puțin până pe 11 noiembrie, când se va declanșa oficial campania electorală pentru desemnarea senatorilor și deputaților în Parlamentul României. Iată că partidele încearcă să-și definitiveze listele de candidați. Nu e nimic clar până acum. Sunt câteva nume care s-au detașat încă de anul trecut, însă ceva final, liste finale nu avem la dispoziție. Vorbim și despre ce se întâmplă la Complexul Energetic Oltenia din perspectiva politicului, a politicienilor. Un invitat în această seară, fostul președinte al Consiliului Județean Gorj, actualul președinte executiv al PSD, candidat la Senat, domnul Ion Călinoiu. Bună seara, domnule Călinoiu. Bună seara, bună seara telespectatorilor. Bine ați venit la TV Sud. Vorbim despre o toamnă agitată în continuare, pentru că sunt mulți doritori care vor să ocupe un loc eligibil la Senat sau la Camera Deputaților și mai ales la PSD. Este o luptă strânsă. Cum se prezintă în momentul acesta listele? Ați început analizele? Pregătiți deja o listă finală? Bun, în perioada aceasta sunt împotrivit calendarul organizării campaniei electorale sau pre-campanie electorală în activități dedicate întăririi organizațiilor locale. Și când zic întăririi, avem o serie de lucruri de făcut în organizații teritoriale unde am pierdut primăriile, unde avem conduceri interimare. Suntem în plină desfășurare cu acest lucru încât să avem, din punct de vedere organizatoric, toate aspectele legate de ce știm noi să facem mai bine, o echipă unită, o echipă cu program însușit și, bineînțeles, hotărâtă să îndeplinească obiectivele pe care ni le propunem în această campanie electorală la alegerile parlamentare. La etapa de depunere a candidaturilor e deschisă. Sigur, în această perioadă, așa cum spuneați, sunt o serie de puncte de vedere, de atitudini. Ele sunt normale, sunt firești. Lista de candidați finală va fi aceea după ce Consiliul Executiv Județean va analiza, va trimite propunerile spre validare la Biroul Permanent Național. Așadar, mai este timp să se depună candidaturi la PSD, să înțeleg? Este în curs de depunere, sigur, a fost un termen 1 septembrie, dacă mai fi vreun doritor, nu poți să-i zici nu, de niciun fel, că e mai bine să ai de un să alegi decât să nu ai. Nu va fi... Și e mai bine să alegem din structurile noastre locale, mă refer la organizații teritoriale, decât să vină, așa cum bine știți, cum se mai folosește, având criză de candidați locali din alte părți. Se poate impune un candidat de la centru, dacă lista nu convine? La noi nu. Nu e cazul. După 1 septembrie a mai fost depusă vreo candidatură la PSD Gorj? Până acum nu am nicio cunoștință. Vorbim despre domnul Iordache, pentru că aceasta ar mai fi candidatura în discuție, alte nume nu au mai apărut. Are sau nu loc pe lista PSD domnul Iordache? Aia nu pot să știu eu dacă are loc pe lista PSD. În primul rând să vedem dacă își va depune candidatura. Ce s-a văzut și a fost la vedere, supus dezbaterii publice, au fost atitudini, intenția lui Iordache de a candida, atitudinea primarilor de susținere. Dacă își depune candidatura, nu se știe care va fi, bineînțeles, care va fi ordinea și cei care sunt pe lista în limita a numărului de candidați la deputați și senatori prevăzută de lege. Până la urmă este o decizie a partidului ca aceste candidaturi să fie depuse până în 1 septembrie? O decizie a partidului, numai a partidului, a echipei, încât să avem o listă care să fie susținută de toate organizațiile locale, de membrii de partid și nu numai atât, care să atragă simpatizanți și, de ce nu, susținători și din alte spectre politice. Va putea fi astfel contestat domnul Iordache dacă își va depune după data stabilită de partid? Contestațiile nu se
contestă depunerea candidatelor, se contestă eventual selectarea candidatelor. Deci cineva nu va putea să conteste, sau mă rog, nu va avea câștig de cauză dacă va contesta tardivitatea depunerii candidaturii. Nu, e exclus asta. Orice termen pe care noi îl stabilim e un termen care să ne conducă la o mobilizare, să realizăm acțiunea, iar el este orientativ și, bineînțeles, ca să fie îmbunătățit programul pe care ne propunem, orice măsură după care e bine, care e bună, e binevenită. Domnule Iordache, s-ar încadra în profilul candidatului PSD? Are atuurile necesare, calitățile, experiență? Nu pot să știu eu asta. Și lucrul acesta îl analizează, așa cum spuneam, Comitetul Executiv prin prisma sau prin sita unor criterii foarte clare. Faptul că e un om de afaceri potent financiar ar fi un atu pentru partid sau pentru lista de candidați sau nu se ține cont de acest? Partidul Social Democrat de fiecare dată a alcătuit liste. Sau nu se va ține cont de criteriile liste financiare? Când a fost vorba de alegeri pe liste, cu oameni care să cuprindă tot ceea ce înseamnă categoriile socioprofesionale din paleta vieții și societății comune. Domnul Iordache, s-ar încadra la mediul de afaceri? La ce domeniu? La ce se va scrie și ce va rezulta din CV-ul pe care îl depune. Contează că e potent financiar, ajută partidul acest lucru? Niciodată Partidul Social Democrat nu s-a bizuit pe oameni potenți financiari și s-a bizuit pe ce înseamnă susținerea pe care o au oamenii ce își asumă responsabilitatea propunându-l noi pentru anumite activități în fața acelor care, bineînțeles, îi judecă. Și acesta este electoratul. Ar putea apărea un conflict cu domnul Cârciumaru dacă domnul Iordache va fi împins pe listele de candidați? Domnul Cârciumaru s-a exprimat că nu își dorește. E scurs așa ceva, nu va apărea niciun conflict, nu este niciun conflict și argumentul e destul de sănătos. Suntem în tandem de multă vreme și nu s-a întâmplat acest lucru niciodată și nu se va întâmpla niciodată. Să înțeleg că mai degrabă renunțați la domnul Iordache decât la domnul Cârciumaru? Nu, să înțelegeți că vom avea o responsabilitate împreună cu Comitetul Executiv să desemnăm candidaturile cele mai potrivite pentru a obține rezultatele cele mai bune la nivelul județului Gorj la alegerile parlamentare. Am înțeles de ce îți veți convinge pe domnul Cârciumaru să-l accepte pe domnul Iordache. Ați înțeles că, și eu vă spun foarte clar, decizia este a majorității. Este adevărat, dar după cum știm și ne spun și manualele de știință politică, faptul că partidele sunt conduse cu mână foarte, prea multă democrație înseamnă dezlânarea partidului, dezorganizare. Cei care conduc... Până la urmă o listă vine de undeva. Cei care conduc în orice domeniu de activitate se bucură de o autoritate pe care și-o câștigă potrivit capacității lui organizatorice, potrivit măsurilor pe care le impune încât să aibă rezultate ca manager, ca om cu... în cadrul politic, ca om politic care poate să țină o comunitate și Partidul Social Democrat, îi pot spune chiar că e o comunitate în spectru politic strâns unită, strâns legată cu resursă umană responsabilă de fiecare dată. Și se respectă decizia politică? Obligatoriu. De toată lumea? Obligatoriu? Sigur. Primarii acestea? Deci am avut, am trecut multă vreme de la alegerile locale și la lista Consiliului Județean fiind schimbată, după cum bine știți, prin lege, metoda de alegere a președintelui Consiliului Județean pe listă decât prin vot uninominal. Același lucru e și la parlamentare. Nu mai e vot nominal pe colegii și e vot pe listă. Și la Consiliul Județean ce s-a întâmplat? Am făcut o listă, s-a vehiculat cine și așa și așa mai departe. Deci, a stabilit, a fost susținută și a avut un rezultat foarte bun. Așa se va întâmpla și la alegerile parlamentare. Că nu e unul care poate să-l cheme oricum, care decide în partid și decide și decide majoritatea. Iar cel care își asumă responsabilitatea e să ducă până la capăt, și acesta va fi coordonatorul campaniei electorale, și a decis majoritatea prin activitățile concrete din campania electorală, să facem o campanie de la om la om, o campanie concretă, o campanie cu programe foarte precise, cu un cadru legislativ pe care îl supunem dezbaterii electoratului ca să avem în Parlamentul viitor tot ce trebuie facilitat prin legi mai clare, prin legi mai puțin stufoase pentru fiecare domeniu de activitate, educație, sănătate, social
și așa mai departe. Dar primarii, și în ultimul rând, e mediul economic. Primarii care îl susțin pe domnul Iordache nu sunt o mare parte din PSD? Ei nu ascultă de decizia politică a partidului? Dacă partidul va propune o listă, deci primarii și se vor opune? Au o opinie acum și după care, bineînțeles, în comitetul executiv, ei fac parte din comitetul executiv, o parte fiind președinți de organizații între primari, o altă parte vin de drept în comitetul executiv care nu sunt președinți de organizație și spun părerea acolo. După ce, bineînțeles, se adjudecă prin decizia majorității, ne aliniem la ce s-a decis. Dacă se va decide pentru domnul Iordache pe un loc eligibil pe lista PSD, listele PSD, nu se va crea o stare de nemulțumire pentru membrii mai vechi? Evit să folosesc acum condiționalul. Candidații care sunt. Evit să folosesc condiționalul optativ dacă voi nu vă vreți, vă vreau. Și eu vă spun că vom executa ce va stabili prezentul, indicativul prezent. Atunci, bineînțeles, vom stabili ce trebuie să facem și vom duce la bun sfârșit măsurile pe care le stabilim. Nu va veni conducerea cu lista? Uitați, cam aceasta este lista și ordinea pe care noi am gândit-o. Răspuns categoric nu. Discutăm pe marginea ei sau se va discuta în forul colectiv? Răspuns categoric nu. Lista va fi cea care va rezulta în urma discuțiilor? Nu, cea care va rezulta în urma înscrierilor candidatelor. Și în urma analizei în forul politic. Analizei rămâne din mulțimea totală intersecția și intersecția este mulțimea elementelor comune a candidaților care îndeplinesc condițiile de criteriile stabilite să câștige, să aducă voturi cele mai bune. Deci, cele mai multe. Să înțeleg că ordinea pe listă va fi stabilită de un for colectiv, de comisia de analiză. De comitetul executiv. Nu veți veni dumneavoastră cu domnul Cărciumaru? Uitați. Niciodată nu s-a întâmplat. Și discutăm pe ea. Niciodată nu s-a întâmplat așa ceva. Lista se va compune după discuție. Lista e clară. După ce până când se trece la analiză, 1, 2, 3, 4, 5 au depus candidaturile, după care îi analizează fiecare și se stabilește prin decizia majorității care este cel care va face parte din lista de candidați la deputat și senat. Domnul Iordache spunea că e de anul trecut membru al PSD, știați? Deci n-am verificat lucrul acesta, dar era de presupus și e de presupus că este din moment ce a făcut parte din staful de campanie și a susținut-o pe primărița de la Turceni și a câștigat și alegerile. Eu am și spus că e posibil să fie. Contează vechimea pentru candidații pe liste sau nu? Se va ține cont de acest lucru? Păi, prin gândirea statutului, din câte mi-aduc eu aminte, asta știe mai bine Milosteanu, că el se ocupă cu statutul. Se va ține cont un an de zile. Sigur că da. Și de vechime? Sigur că da. Și la domnul Ciurel? Cum se va proceda? Indiferent cum îl cheamă pe candidat, va fi obligatoriu să respecte prevederile statutului ca să fie pe lista. Să înțeleg că o vechime mai mică va fi un punctaj mai mic pentru candidat. Cum va stabili comisia? Dumneavoastră aveți locul 1 să vă asigura la Senat sau... Păi, la ce sperați? Am spus-o de fiecare dată, că nici eu nu am această poziție, dar colegii mei s-au exprimat, inclusiv președintele Cărciumaru, și bineînțeles că am toate șansele să fiu pe locul întâi. Asta, să fie scuzată lipsa de modestie, se poate, că zic lucrul acesta, dar se poate întâmpla orice. Anume, cine ar putea să fie locul nostru? Nu știu, de ce să... Orice, ce înseamnă? Vă referiți la ordine sau să ieșiți de tot din calcule? Nu mă refer nimic, orice. Da. La locul 2, la Senat, cine ar putea să fie? Cine va rezulta după ce vom vedea că și-a depus, că din cei care și-au depus candidatura și va fi selectat. E important și locul al doilea la Senat pentru PSD? Foarte important. Întotdeauna e posibil pe durata mandatului să se întâmple, dacă luăm un singur senator, să vină și locul 2, cine știe ce se poate întâmpla, că de-aia sunt nu numai locul 1 și 2, sunt e o marjă de punere de candidat sau de alcătuirea listei cu un procent de peste 25% față de ce e prevăzut în lege, încât să nu rămână pe durata mandatului în situații deosebite, ce știu, momente ce se pot schimba, se pot întâmpla pe durata 4 ani de zile fără candidat din partea partidului și din partea județului. Dar de ce să nu ne gândim că putem, și eu am zis de fiecare dată, că putem să luăm și chiar doi senatori, unul spre doi. De unde, din ce zonă ați putea să luați
Ca număr de voturi sau să-l rupeți de la alte partide? Nu, ca număr de voturi mă refer. Putem să luăm peste 50%, mult peste 50% și restul pentru candidatul numărul 2 să fie prin redistribuire. Asta ce va însemna? O participare masivă a electoratului? Asta sau? E important, să fie o participare masivă la vot. Dar din păcate, data alegerilor tardivă și cât mai aproape de sărbătorile de iarnă, cât mai aproape în miezul iernii, e o problemă în legătură cu participarea la vot. Practic, cine are de câștigat din participarea slabă? Liberalii? Partidele cu... Nu are nimeni de câștigat. Un parlament care este alcătuit dintr-un proces mic de participare la vot nu e tocmai reprezentativ pentru ce vor să facă majoritatea românilor din punct de vedere al dezvoltării societății românești susținută de puterea legislativă. Vorbim și despre programul cu care se vor prezenta candidații în această campanie electorală. Se lucrează la ceva? Aveți o strategie la care lucrați sau e stabilită? Se lucrează o strategie și strategia, bineînțeles, este, fiind alegeri generale, este în curs de elaborare la nivelul central și noi, bineînțeles, o vom îmbunătăți cu măsurile noastre specifice județului Gorj. Fiecare candidat va avea un program propriu sau toată lumea va susține același candidat? Va avea același program? Acum, sunt alegeri pe listă. Deci noi o să vorbim de un program al campaniei electorale, un program care să aibă componenta obligatorie în responsabilitatea Parlamentului, cea legislativă, legile pe care le vedem noi prioritare, pe care le vedem noi a fi adaptate la ce înseamnă operativitate și mai multă claritate în aplicarea lor din cele existente și nu în ultimul rând Parlamentul este acela care aprobă programul Guvernului și la un program de guvernare care să răspundă realităților societății românești, care să răspundă perspectivei noastre de dezvoltare pe termen mediu și lung. Cam pe ce se va axa acest program? În ce își privește județul Gorj? Bănuiesc că aveți un program și pentru Gorj. Păi, în continuare și prioritară este activitatea economică și cadrul legislativ legat de îmbunătățirea activităților prin susținerele legislativă este cea legată de minerit și energie. Mixul energetic va fi prioritatea numărul unu a noastră de a promulga această lege, întrucât este nu numai pentru județul Gorj important acest lucru, este important pentru România să folosim tot ce înseamnă resursă energetică, încât România să nu sufere în acest punct acest punct de vedere, întrucât har Domnului avem de toate și ar fi păcat să devenim dependenți din punct de vedere energetic. Faptul că unul dintre candidații dumneavoastră, domnul Victor Ponta, probabil locul 1 la Camera Deputaților, are problemele de justiție pe care le are, va fi un avantaj sau un dezavantaj? Cum îl va percepe electoratul? Ca o victimă sau ca cetățean care a răspunsul la întrebare, s-a ales cu multe dosare penale? Răspunsul la întrebare clar din sondajele pe care le avem la ora actuală. Victor Ponta a crescut în sondaje, crește mereu în sondaje și asta nu numai a faptului că este o persoană acum supusă, acestui tir, dacă vezi, al unor dosare provenite din diverse părți și este victimizat, a crescut în sondaje, că se vede foarte clar diferența de guvernare pe când prim-ministru era Victor Ponta și ce se întâmplă acum în România. Va fi prezent în Gorj? La deschiderea anului n-a fost prezent. Când va ajunge? Și la deschiderea anului a fost sigur că va fi, dar i s-a întâmplat că trebuia să fie până la ora 12 la secția de poliție să răspundă condiții pe care trebuie să o respecte potrivit legii, fiind sub control judiciar. Eu cred că se va depăși acest moment și oricum controlul judiciar nu îi interzice să vină în județ și va fi o zi când nu va fi chemat și va fi o zi, două, trei, de câte ori va fi nevoie. Ați programat? Și eu cred că o să și scape cât de curând. Păi, o programă împreună, vedem săptămâna viitoare sau săptămâna asta. Nu, săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare. Miercuri este comitetul executiv.
va fi și dânsul prezent acolo și vom discuta mai multe. E posibil să ajungă săptămâna viitoare în Gorj? Săptămâna viitoare nu cred, fiind comitetul executiv, dar cred că săptămâna viitoare ne întâlnim și mergem la Tulcea împreună. Practic în luna octombrie atunci. Da. Într-o lună preelectorală. La Camera Deputaților, din nou luptă strânsă pentru locurile eligibile, poate și domnul Iordache, sau e domnul Iordache în cap pe la Senat. Putem vorbi de domnul Ciocea, putem vorbi de Weber, putem vorbi de toți ceilalți care s-au înscris acolo, deci este o listă care nu ne creează probleme. Este o listă... Mai este și domnul Costoiu? Bebe Ionic, mai mulți. Deci este o listă... Domnul Ciurel? Har Domnului, care ne dă posibilitatea să alegem cea mai bună variantă cu candidații cei mai potriviți ca să avem rezultatele cele mai bune la alegeri. Domnul Ciurel, la Camera Deputaților sau la Senat, unde va fi mai potrivit? Păi, nu știu cum s-a depus opțiunea, că nu ne-am uitat la treaba asta, dar problema e... că vor fi selectați de către Comitetul Executiv și supuși aprobării Biroului Permanent PSD Național cei care îndeplinesc condițiile. Spune la un moment dat că dacă nu va fi... Sau condițiile s-ar putea să îndeplinească toți. Cei care consideră Comitetul Executiv că au șansele cele mai mari să câștige alegeri. Spunea domnul Ciurel la un moment dat într-o emisiune chiar la TV Sud că dacă nu va fi în primii trei la Camera Deputaților, mai bine face zacuscă. Se va regăsi în primii trei? Nu știu. Are calitățile necesare să fie pe un loc eligibil? Nici nu pot să-mi permit eu să fac o analiză a unui om. Că n-am, ar fi un avantaj pentru județ? Ar fi pentru o chestie particulară și nu știu dacă e bine să îl caracterizez pe un om. În modul oficial o facem atunci când într-adevăr discutăm pe baza machetei. Partidul stabilește ordinea pe listă, dar gorjenii vor vota până la urmă. Păi și noi stabilim ordinea pe listă tocmai în ideea aceasta, ca să fim votați de majoritatea gorjenilor. Va fi un avantaj pentru Gorj prezența domnului Ciurel în Parlament? Pentru complexul energetic Oltenia? Ce vom selecta noi? Sigur că noi, Comitetul Executiv, din care fac și o parte, bineînțeles, vor fi, sigur, și printr-un argument de acestea, lume, e susținut de majoritatea. Nu numai de membrii PSD, dar e susținut de oamenii din domeniul lui de activitate. Știu asta, știi? Deci va fi o selecție foarte riguroasă, că pe noi nu ne interesează să promovăm oameni de dragul de a-i promova. Pe noi ne interesează să avem pe listă oameni care să fie susținuți de majoritatea gorjenilor. Oameni în care să aibă încredere gorjenii. Trebuie să luăm o pauză de publicitate, ne revedem în câteva momente. La emisiunea Întrebările Zilei, în această seară, stăm de vorbă cu domnul Ion Călinoiu, fostul președinte al Consiliului Județean Gorj. Suntem, iată, la ora discuțiilor despre listele PSD pentru alegerile parlamentare, pentru Senat și Camera Deputaților. Spuneați la un moment dat, în prima parte, despre un primar, domnul Cioce, care are șanse să fie pe un loc eligibil. Se poate întâmpla și lucrul acesta? N-am spus despre niciun candidat la șanse că e pe loc eligibil. Toți au șanse să fie pe locul, dar am zis, mai sunt exemple și le-am dat exemplu și pe Ciocea și nu știu care și-au mai depus candidatul. Le creați acum iluzia că... Nu. Niciodată nu fac acest care putea să ajungă în Parlament. Dumneavoastră vreți să scoateți de la mine că așa... S-a nimerit să fie primul nume al domnului Ciocea pe care l-ați... L-ați menționat pe Ciurel, pe Iordache, nu știu pe care, și am spus da, acolo și-a depus și Ciocea, mai sunt și alți, și Weber, l-am menționat și pe Ar Weber. Ar putea renunța la mandat un primar dacă va fi pe... Se va întâmpla, nu știu cum să spun. Va fi ales în Parlament? Nu știu. El optează. Poate să candideze și după ce candidează, optează. În cât timp va fi disponibilă lista de candidați? La nivel local? După Comitetul Executiv de săptămâna viitoare, vom stabili și data exactă în funcție de sarcine pe care le vom primi la Comitetul Executiv când să ne prezentăm cu listele, cu propunerile de candidați pentru a fi validate. Până pentru octombrie vor fi gata? Deci vom stabili cu o lună înainte. Vom stabili foarte clar. E normal că să fie cât mai repede ca să ieșim din perioada aceasta a discuțiilor, după cum vedeți că se întâmplă acum, de care va fi, cum va fi, în ce ordine va fi, și să avem echipa completă ca să pornim la treabă.
Vorbim și despre ce se întâmplă la Complexul Energetic Oltenia. După cum știți, avem au cei de acolo un nou consiliu de supraveghere în zona administrației. Iată, s-au produs schimbări promise de Ministerul Energiei. Schimbări și nu prea, pentru că am observat că în ultimii ani cei propuși și intrați în consiliul de supraveghere s-au tot perindat pe la diferite companii ale statului. Par să fie anumiți chiar clienți ai firmelor de recrutare și sunt propuși la diferite companii de stat. Chiar este un nume al fostului director al Companiei Naționale a Huilei, Petroșani, din Valea Jiului, care a intrat în Consiliul de Supraveghere și sigur că se nasc multe semne de întrebare și în legătură cu ceilalți doi angajați din sectorul bancar și așa mai departe. Cum vi se pare această structură a Consiliului de Supraveghere? Are forța, are puterea de a schimba ceva la CEO? În bine, mă refer, că în rău. La începutul anului și până în prezent, iată că reușim să avem o listă cu cei desemnați în Consiliul de Supraveghere. Până acum am avut numai interimari. Fluctuații pe listă, ca și de fapt comitet director interimar, și n-am avut o stabilitate a administrației și după cum vedeți, suntem într-o situație deosebit de grea, urmare a blocajului care s-a instalat efectiv și a creat haos general în activitatea Complexului Energetic Oltenia, și asta e lucrul cel mai rău, de fapt. Acum, eu nu știu oamenii ăștia de acolo, nu-i cunosc pe niciunul, mă rog, a fost în cutare loc, în cutare ce a făcut, ar fi de discutat, dar cred că... CV-ul ar fi trebuit să cântărească în selecție. Eu cred că nu e normal să discutăm despre ei numai din aceste caracterizări asupra persoanei. Eu aș vrea să știu pe ce criterii au fost selectați, ce proiecte au prezentat și ce dorește Ministerul Energiei din Complexul Energetic Oltenia. Și ei, dacă s-au angajat, la ce s-au angajat. Noi nu știm asta la ora actuală. Asta ar fi foarte important acum. Dom'le, s-a ales un comitet de supraveghere care ce? Primul rând, primul lucru trebuie să-l aibă potrivit competenței sale, numirea unui comitet director performant și stabil. Am înțeles că s-a pronunțat domnul Grigorescu unul definitiv. Asta, nu știu ce înseamnă definitiv ăsta. Dar eu zic unul stabil. Nu cred că să nu mai fie la pensie de la director. Unul stabil. Care să îndeplinească următorii indicatori. Asta ne interesează să știm de la... Deci oamenii ăștia sunt oameni, ei o să numească un comitet director și trebuie să facă următorul lucru. Noi trebuie să știm ce trebuie să facă. Asta ne interesează cel mai mult. Dacă trebuie să facă disponibilizări, dacă trebuie să-l privatizeze, dacă. Sau sunt hotărâți să recupereze tot ce nu s-a realizat în această perioadă și nu e foarte ușor, să avem stocul de cărbune necesar pentru a funcționa pe timp de iarnă, că va fi nevoie de energie electrică care nu poate da cu siguranță numai decât Complexul Energetic Oltenia, și bineînțeles pregătirea pentru o formă de organizare a sistemului energetic național, încât să fie într-adevăr tratamente echidistanță pentru fiecare producător de energie electrică, indiferent de materia primă pe care o folosește. Tot Ministrul Energiei spune că acest Consiliu de Supraveghere trebuie să pregătească un plan de restructurare, reorganizare, eficientizare pe termen scurt și mediu. Deci, repet, Comitetul de Supraveghere, să numească Comitetul Director, care trebuie să stabilească măsurile pe care le văd necesare să îndeplinească indicatorii. Care sunt aia? Practic, Consiliul de Supraveghere le va trasa și sarcinile, țintele. Țintele, dar țintele sunt deciziile pe care le are acționarul majoritar și ăsta e statul. Deci, practic, tot domnul Grigorescu le va spune... Trebuie să ajungem acolo. Cum trebuie să ajungem acolo, spuneți voi. Fiind o companie de stat, ar trebui să avem o transparență mai mare din punct de vedere al mai mult ca sigur obiectivelor pe care le au sigur cei din minister cu aceste companii. Da. Și să aibă o strategie foarte clară de organizare activității, ca să aibă în primul rând starea de liniște necesară, măsurile pe care trebuie să le ia, care nu sunt deloc, bineînțeles, ușor de îndeplinit, și în această situație trebuie să definească foarte clar care este rolul partenerului social, până unde și cât trebuie și așa mai departe, să-și facă o strategie foarte clară de organizare a activității, încât fiecare
potrivit competențelor care, pe care le au în, în, și a responsabilității și le-a asumat, să-și ducă la îndeplinire potrivit programului măsurile cele mai sigure, cele mai, pe căile cele mai scurte. Și aici trebuie să fie foarte clar. Un program foarte riguros pe termen scurt, ca să nu avem la iarnă surpriza să nu avem stocul de cărbune. Am mai fost în emisiuni și ne întreba ce se întâmplă. Azi lucrăm 5 ore, săptămâna viitoare lucrăm 5 zile, săptămâna viitoare lucrăm 6 zile. În funcție de sau 7. Dacă nu sunt stocuri de cărbune. Exact. Ministrul spunea pe de altă parte că își dorește ca noua echipă să țină la distanță politicul nociv față de complex energetic. Depolitizarea trebuie să fie clar un obiectiv important al acestei activități. Fără rezolvarea problemei de interes și de clientelă politică, fără niciun fel de imixtiune a politicului, dar trebuie o decizie. Acest guvern și-a asumat o decizie politică că va duce la îndeplinire programul Uniunii Social Liberare. Nu mai a fugit de el. Nu mai are nicio decizie politică. Deci politicul trebuie să aibă, și asta trebuie să se întâmple la alegerile parlamentare, cu un guvern alcătuit, bineînțeles, din partidele care vor câștiga alegerile, și decizia politică să fie pusă în aplicare pe, prin probleme, cu probleme foarte clare, cu programe foarte clare și cu soluții tehnice. Vorbim, apropo de obiectivele din noua guvernare, acest Consiliu de Supraveghere are viață lungă? Sau se vor analiza obiectivele care au fost trasate? Până la viitorul guvern. La viitorul apropo guvern, de politică. Până la viitorul guvern. Bineînțeles că la viitorul guvern vor fi schimbări, mai mult ca sigur. Sigur că nu avem obiectivele cu Consiliul de Supraveghere. Asta e important și asta trebuie să reținem acum. Deci, domnul Grigorescu trebuie să pună la vedere care sunt obiectivele pe termen scurt pe care trebuie să le îndeplinească Consiliul de Supraveghere prin comitetul de directorat pe care îl va numi. Deci asta e primul lucru pe care să-l fac acum. Putem să ne trezim inclusiv cu un obiectiv precum insolvența? Păi, sau ceva mai rău? Eu nu cred că... S-ar putea propune și astfel de lucruri? Eu nu cred că se poate întâmpla acest lucru și, mă rog, ultimele poziții ale ministrului Grigorescu au fost foarte clar. Se pune accent pe energia în bază de cărbune. Complexul energetic Coltenia are o situație mai bună decât complexul CNH, decât complexul energetic pe Huila. Atunci, pe termen scurt, când la iarnă o să fie nevoie de energie, sigur că nu te gândești acum să baci complexul în insolvență, să iei orice altă măsură din aceasta radicală. Cu toate acestea, unul dintre membrii, noi membrii ai Consiliului de Supraveghere, nu-i dau numele, unul dintre cei care au lucrat în sectorul bancar, este specializat în acordare de finanțări pentru regenerabile. Ori regenerabile în România, practic, au pus pe butuci, la pământ, producătorii clasici. S-a depășit cu mult cota, mă rog, prevăzută și de către, din înțelegere cu Uniunea Europeană. Practic, are o altă specializare dincolo de energie. A lucrat în mediul bancar și a susținut... Prin proiecte, prin finanțări. Prin finanțări. Mă rog, proiectele înseamnă că au fost viabile și le-a susținut în interesul băncii. Probabil. Acum o să-și dea seama în calitatea sa de responsabil al activității. Adică a trecut de partea cealaltă acum, să vedem cum e. O să vadă cum stau lucrurile aici. Că are o altă responsabilitate, nu? Și atunci unde va fi cel corect? Sau se adaptează în funcție de context? Păi și acolo și aici e vorba de responsabilitatea și de pregătirea profesională de care trebuie să țină cont și probabil o are, să o adapteze la ce înseamnă eficientizarea activității energetice pe bază de cărbune. La ce trebuie să se rezume aceste analize? La cifre doar sau și la contextul local? La realitățile locale și, primul rând, spuneam foarte clar. Și atunci, trebuie periat complexul energetic Oltenia și de ce să nu se predau de dragul de a ține un capital social nu știu cât de mare și nu știu cât de avantajos pentru acționari cu active care nu produc. Cu active care, la rândul lor, sunt purtătoare de taxe și impozite locale. Și de ce să nu le dea la autorități locale? Alea sunt pierderi foarte clare. De ce să nu vorbim de complexul energetic Oltenia, așa cum el este perceput la nivel național, că a fost acela care a susținut economia națională și el... Sunteți sigur că așa este perceput? Păi, doar iarna e perceput așa? Păi...
datoriile complexului energetic Oltenia nu sunt altele decât legate de necesitatea susținerii a unor domenii sensibile, furnizarea agentului termic pentru marile reședințe de județ, furnizarea energiei electrice pentru coloși industriali potrivit strategiei economice a anilor anteriori. Nu s-au putut achita de sarcini și a rămas povara pe complexul energetic Oltenia. Asta nu înseamnă că a fost susținătorul economiei naționale și prin județul Gorj au trecut toate lucrurile acestea. Trebuie, și când am făcut acea scrisoare domnului prim-ministru, tocmai asta susțineam și eu, ce a spus acum. E nevoie să vă uitați la noi când producem iarna, vara, când e secetă, sau e nevoie să aveți grijă și de noi să nu pierim? Și atunci dați-ne drumurile, dați-ne alimentările cu apă, susțineți activitatea culturală, sportivă, că așa s-a născut complexul energetic Oltenia aici, să susțină economic județul Gorj, dar nu numai. Și nu trebuie să-l distrugă județul Gorj acum când se găsesc și alte variante. Ajungeți în Parlament, ce aveți pregătit pentru complexul energetic Oltenia din punct de vedere legislativ? Mixul energetic. Aveți și o documentație, lucrați la un proiect? Pentru că se vorbește de mult timp de mixul energetic, dar... Deci, în primul rând, lucrul ăsta eu... Nu-l susțin de acum. Construim o firmă nouă, facem un mix, un coș comun, ce înseamnă pentru noastră mix energetic? Prin conferința județeană a PSD, deja am ca avut principiu, o hotărâre. Ca principiu, idee, dar concret, deci, ce va presupune realizarea mixului energetic concret? Concret cum îl vedeți mixul energetic? Eu îl văd... O companie nouă. Eu îl văd... O punere la un loc a energiilor produse de diferiți producători. Eu îl văd mixul energetic ca o propunere foarte clară a celor care lucrează în acest domeniu de activitate. Și le cunoaștem variantele astea pe care le spuneți dumneavoastră pe toate. Cum toate la un loc, trei, două în competiție sau separat. Deci mixul energetic înseamnă foarte clar o entitate energetică care să fie competitivă în piața energetică națională și externă. Ne apropiem de termenul în care ar fi trebuit să avem disponibilă strategia energetică națională. Știți ceva despre documentul acesta? E gata? E... în lucru. E... Cât știți dumneavoastră, atâta să știu și eu. E foarte important pentru că ar trebui să vedem acolo o frază despre mixul energetic sau nu ar trebui. Depinde cine deci ce își propune. În ce mă privește vor fi un... Aceea va fi Constituția, să zicem, în ghilimele a sistemului energetic național. Evident. Dacă va fi aprobat de Parlament sau de cine va fi asumat. Va fi prezent. Deci eu zic să trecem această perioadă și să avem un guvern politic și în ce ne privește pe noi nu vor avea niciun liniște până nu abordăm la modul cel mai serios. Dacă va fi de favoarea CEO, va fi revizuită strategia aceasta energetică? În mod evident. Și veți avea niște termene pentru constituirea mixului energetic? N-ar mai fi piedici acum. Hidroelectrica a ieșită din insolvență. CEO încă n-a intrat în insolvență. Acum e un lucru clar, ca mai mult să-și dea mâna să susțină această acțiune. Pentru treaba aceasta nu trebuie să faci un pas înapoi față de oponent. Că sunt și din acestea, dar cred că îi lămurim. Cu cine aveți de luptat pentru a face mixul energetic? Cu cei care sunt împotriva energiei de cărbune și nu sunt puțini. Producătorii de energie verde sau mai sunt și din alte structuri? Sunt și în politică, sunt și în grup mediu de afaceri, în grupurile de interese, în afara țării? Vă dați seama, opinia formată de a avea energie curată și verde este una impusă, indusă. Opinia sănătoasă pentru a avea energie cu siguranță, cu securitatea sistemului energetic, este foarte clar să realizezi mixul energetic și entitățile energetice să se completeze între ele și nu să fie discriminate. Spuneți că dincolo de, mă rog, programul propriu de strategia proprie a Consiliului de Supraveghere al CEO al noului Consiliu, ar trebui să fie pregătirea finalului de an, pregătirea pentru această iarnă? Asta e prima măsură care trebuie. Credeți că știu, sunt conștienți de aceste lucruri? Păi, cunosc compania, cunosc județul cu problemele. Păi sunt cei care lucrează. Aici ei să analizeze și știu ce trebuie făcut, ei să analizeze foarte vorbim clar. Vorbim de executiv, cealaltă parte a executivului, directoratul. Să realizeze prin directorat soluțiile cele mai optime, cele mai operative pentru a realiza producții de cărbune record în acest an prin exploatări, ca să avem stocul necesar.
Dar directoratul va trebui selectat tot pe ordonanța corporativ, managementului corporativ. Păi eu când... Va însemna că va trebui să treacă niște termene? Păi eu am înțeles acum dacă i-a dat termen comitetului de supraveghere, îl va stabili definitiv. Eu știu cum va... Păi și cine va lucra în perioada asta până vor stabili noul directorat? Păi lucrează cine a lucrat și până acum. N-au lucrat acum, niciunii nu s-a, au fost directori, pe azi sunt, mâine nu sunt. Până, da, deci, bănuiesc practic, că odată, cu numirea, odată cu numirea comitetului de supraveghere se va îndeplini și acest lucru de a avea directori, definitivi, directori care să își asume un program, așa cum vă spuneam, cu indicatori pentru a asigura energia pe timpul iernii prin cărbune care ne avem nevoie și pentru a asigura stabilitatea la nivelul complexului energetic Oltenia prin asigurarea salariaților ca au locurile de muncă, prin susținerea, atragerea să fie susținuți de parteneri sociali și așa mai departe. Și dacă în directorat vor fi selectați oameni care nu au nicio legătură cu această companie? Păi să ne ferească Dumnezeu. Ce pot păi să zic eu? Ce să ne mai ferească? Păi dar uitați-vă la Consiliul de Supraveghere. Era un gorjean acolo între, pe lista scurtă, a dispărut și lista scurtă, mă refer la domnul Maioreanu, n-a fost selectat. A venit am înțeles că cel de la... A fost preferat cel de la Hunedoara. Hunedoara vine pe, o, mai, vine pe o filieră politică. Altă filieră politică. Deci se vede foarte clar că acest guvern și în ultimul timp deja are susținere clară politică și, na, după cum bine știm, din păcate... PNL-ul actual, fostul PDL, numai de binele mai multora nu s-a ocupat. Spunea domnul Maioreanu, chiar la emisiunea Întrebările Zilei, că la interviuri, ultima întrebare a fost dacă susține sau nu mutarea sediului companiei în București și, mă rog, spunea că, mă rog, de-a de înțeles că nu, niciodată nu va susține acest lucru și de aici s-ar trage. Ar putea fi și o astfel de variantă? Ar putea fi, dar sigur nu se va muta sediul complexului energetic Oltenia la București. Nu ar avea CSE-ul un astfel de obiectiv din partea ministerului? Nu credeți că... Deci dacă vine cu un asemenea obiectiv, înseamnă că nu se ocupă de niciun fel de ce înseamnă pregătim iarna din București? De pregătirea de obiective necesare, de obiective prioritare pe termen scurt, pe care să le îndeplinească, să avem, așa cum spuneam, pregătirea de iarnă asigurată și să avem garanția menținerii stabilității funcționării complexului energetic Oltenia prin programe viitoare, bineînțeles, mai performante. Practic, dacă este să luăm în calcul că va fi selectat directoratul pe 109, vor trece niște termene, 3 luni, 6 luni, va dura până vor fi selectați cu interviuri. Deci tot actualul directorat va ocupa de trecerea prin că este actualul, dar după ce comitetul supraveghere și a urgent. Deci urgent intrat în pâine, ei trebuie să numească un directorat. Și acum, bineînțeles că selecția directoratului e lesne de înțeles. Cum a fost la comitetul de supraveghere, va fi tot a ministerului, că e acțional majoritar. Să numească oamenii care... Credeți că a fost deja selectat directoratul? Putem deduce acest lucru? Din declarațiile ministrului? Deci nu vreau să mă gândesc să realizez un scenariu de acest lucru. Eu vreau să grăbească treaba aceasta și să fie directorii care știu, dom'le, până la iarnă eu trebuie să am cărbunele. Treaba asta. Dacă nu, răspund cu capul dacă nu am acest lucru. Altfel să nu se angajeze, să fie director. Practic, răspunderea, nu-mi dau seama care este, nu cunoaștem contractele de mandat ale acestor membri din CSE și nici ale celor din directorat. Nu știm în ce fel să asta răspundă. Spuneam și eu, mai puțin ne interesează oamenii și așa mai departe. Ne interesează ce au de făcut și cum răspund la ce au de făcut și stabilit potrivit programului de nerealizări sau de alte... Bine, dacă încalcă legea, e clar, se aplică prevederile legii. Veți susține în continuare restructurări de concedieri, disponibilizări de personal la CEO? Niciodată concedieri și disponibilizări. Activitatea complexului energetic Oltenia trebuie eficientizată și, bineînțeles, componenta resursă umană îndeplină într-un raport optim cu programul pe care și-l propune. Avem și eu și colegii mei invitați aproape săptămânal care spun, domnule, suntem descoperiți în multe sectoare, în minerit, în zona de producție. Dacă se trece de la 5 la 6 la 7, nu înseamnă că e lipsă de forță de muncă. Și atunci, ce rol au aceste programe de restructurări, aceste programe prin disponibilizare de personal? Eu cred că gândesc la un nivel îngust ca să reduci cheltuielile de personal. Adică se uită doar la cifre și nu văd ce... Pe cifre, pe ce? Pe nerealizările care le-ai făcut cu un an în urmă.
când de fapt puteai să mergi cu o activitate organizată în ce privește valorificarea și atunci, energiei. Nu, dar atunci de, cum facem stocurile de carbone? Luăm din birouri să ducă la... În niciun caz deci nu vor fi disponibilizări, că n-au cum să dea oameni afară acum. Orice ar fi și orice ar zice, oamenii n-au cum să-i disponibilizeze acum. Spun clar că nu au personal suficient nici la termocentrală, nici în cariere. Deci nu poate, dacă e paradox în subdimensionat. Deci nu au cum să facă disponibilizări. Am văzut programul de lunile trecute, 2000 pe anul acesta, s-au făcut 780 doar, 2000 pe anul viitor și încă 1000 până în 2019. Pe anul acesta, atunci, ce justificare au concediile astea? Anul acesta trebuie să fie de mâine stabilită cifra, atâtea sute de tone, mii de tone ne trebuie de cărbune pe perioada de iarnă. Și cei de la divizia minieră spun, domnule, nu avem personal să le facem. Și atunci spune cu cele. De unde să luăm? Își fac clar baza energetică, baza resurselor umane și cheltuielile de care au nevoie. Și atunci dacă se va ajunge la concluzia, domnule, nu numai că nu trebuie să dăm afară, trebuie să angajăm, dar trebuie să mai și angajăm pe anumite zone. Atunci se apucă de treabă. Păi și atunci vine unul din București și spune, domnule, vreau 5.000, să dați afară 5.000, că așa arată mai bine cu 10.000 decât cu 15.000. Dar ce nu păi acum... Păi și atunci vedeți că aduc niște oameni care nu cunosc realitatea din zonă. Păi dar eu ce spun că am stat un an de zile în incertitudini, dispoziții și decizii care n-au fost puse în aplicare niciuna, decât numai ce s-a întâmplat după, în această activitate... că ar trebui să intervină instituția abilitate să ia măsuri cu unii care au făcut și ce au făcut și ce n-au făcut. Să înțeleg că așteptări prea mari să nu ar trebui să avem de la acest Consiliu de Supraveghere. Sau mă rog, îi trebuie o perioadă de adaptare clar, eu, de câteva luni de cunoaștere. Nu știu ce poate să facă Consiliul de Supraveghere. Eu aștept de la Ministerul Energiei, de la domnul ministru, ce trebuie să facă în această perioadă. Ar trebui să comunice, să transmită o informare? Nu? Astea sunt obiectivele? Astea sunt obiectivele, sigur că da. Iată, suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și de telespectatorii mei în această seară. Mulțumesc. Vă aștept și la alte emisiuni. Rămâneți în continuare cu TV Sud. Numai bine!